poveste lungă și foarte frumoasă, din care putem învăța cu toții. Dar aici am încălecat pășa și v-am spus povestea mea. Continuăm și în seriile și în nopțile următoare, până pe 28 septembrie, când nu vom mai putea emite și nu vom mai putea spune povești. Acum dăm legătura Minervei, nu la Tașa ce urmează, fiindcă nu știți ce pierdeți. Revenim în direct ca să vă mai arăt încă o adeziune venită din Germania, de la un alt telespectator de al nostru. Mulțumim tuturor. Uite așa crește partidul nostru. Uite, ca mâine ajungem la 2 milioane. Domnul Adrian Peța din Augsburg. Da. Uite, foarte frumos. Bravo. Da. Deși Augsburg ce e? Austria sau Germania? Nu, este exact aproape granița, la jumătatea drumului dintre Bavaria. Este țin de Bavaria. Da. Dintre München și Stuttgart. Foarte frumos. Germania. Acum, apropo de asta, fiindcă va fi o revoluție MOV, o să vedeți în toată România, eu am întâlnit deja o telespectatoare de-a noastră vopsită în MOV la precedenta mea incursiune într-un județ al țării, dar am văzut acum într-un ziar că s-a descoperit și prima femeie de pe planetă care are părul MOV pe bune, adică din natural. Naștere. Știați, da, natural, știați asta? Nu, uite poza, dar vă propun să o faceți membră de onoare. Da, nu, serios, bine, nu e româncă, e altă nație, dar ca să vedeți că MOV-ul nu e doar culoarea anului 2012, dar se întâmplă ceva cu MOV-ul ăsta, cu lilau, cu violetul, cum să-i zicem. Ia uitați-vă. Deci femeia nu-i vopsită la păr, e părul ei natural, da? Specialiștii analizează, spun că este extraterestră, dar de fapt nu extraterestră, e femeie normală. Ca să știi și pe asta. De reglare hormonală ceva și... Nu știu, da, dar uite ce, asta e o nuanță la... chiar interesantă de violet, da. De lila. Bună, da. Deci, așa, de-aia cred că o să câștigăm. Și de la culoarea asta o să ni se tragă. Așa, continuăm cu... Unde am rămas? Cu povestea noastră? Șeherezada continuă povestea în cele mii cartea oameni. Invers... Așa, Voiculescu ținea cartea invers. Bine, trebuie... în spate. Mare atenție în această poveste, de aia să vă puneți aparatele de înregistrat, fiindcă în povestea asta mai apar și alte personaje foarte cunoscute și care trăiesc astăzi. Unul dintre ele ar fi George Copos. Care era și el în... Sigur, în avion. Pentru că deci el nu numai tot... Chivu, nu numai Voiculescu... Copos, de cine mulți. Era invitat Copos? Nu mai știu, de tot de un ziarist, da. Mulți oameni erau. Era un domn Draica, era domnul Omar Haisam. Așa. La Omar Haisam am și cu el povești interesante, cu Copos, în cele mai savuroase, desigur. Copos era poreclit atunci în avion tot de Horia Alexandrescu, Savarina, fiindcă el avea cofetării și de pe urma cofetării atunci se îmbogățise, nu începuse cu Rapidul și toți râdeau de el, cu Savarina, că înșel la gramaj, că bagi, cum se cheamă asta, blatul la Savarina, e prea încărcat, îngreuna cu apă, băga niște sirop în blatul respectiv și așa e înșela pe bucureșteni cu Savarina, dacă se tragă la cântar. Bun, și acum suntem cu Voiculescu pe bancheta avionului, vine Mega Ciocoiu, da, Iliescu avea cartea invers și el tot bombonea ce. Ce ziariști, ce generație prăfuită, terminată, Dane, să te depărtezi de ei. Uite-ți promit, când o să ajungem în Asia, tu știi că Asia, eu controlez toate piețele asiatice, bursele și totul este la degetul meu mic. Și acolo în Asia eu am să-ți fac ție niște surprize și tu cu ocazia asta să te detașezi de acești ziariști de nimic și când te vei întoarce în țară, vei fi cu siguranță proclamat de cel mai bun ziarist al momentului în României. Și tu, un ziarist tânăr, o să vezi ce fac eu pentru tine, fiindcă tu știi că eu n-am băieți și mi-am dorit să am băieți și eu sunt ca și tatăl tău. Așa că nu te mai lua după ăștia. În avion încă se auzea în difuzoare. Voiculescule, câți bani ai dat? Nu, da. Diaconescule, de ce nu recunoști? Auzi, dar ce salariu ai, mă? Tot mă tachinau. Dar câți bani ai, mă, în buzunare? Hai, mă, să vedem. Băi, Chivule, tu mi-ai dat mie doar 10.000 și uite, Voiculescu, câți bani a dat lui Diaconescu. Și tot așa se auzea în difuzoare. Da, lucruri de genul ăsta. Între timp, Iliescu urcase în avion și atunci motoarele au început să fie turate. E bine, pe acest drum, care a ținut până la prima escală undeva prin Dubai, pe undeva, a ținut 4-5 ore, ce credeți că s-a mai întâmplat? Tot Horia Alexandrescu, care era sufletul grupului într-un fel, cheamă o stewardesă și zice, auzi, Cristina, ia dă-mă și tu o sticlă de whisky aici. Și aia aduce sticla de whisky, ce să-i spui, nu, omului, poți să refuzi. Și asta sticla de whisky, ce, da, adu-mi și niște pahare. Și începe să toarne câte puțin whisky în fiecare pahar și începe să meargă din scaun în scaun, oricum noi nu eram mulți, și să servească pe toată lumea, să dăm noroc, și ajunge, bineînțeles, și la Voiculescu, și la mine. Eu, politicos, băiat de la țară, cu stăpânul meu lângă mine, zic, nu beau, domnul Horia, eu nu beau, știți, nu folosesc. Nu, serios, băi, țărane, să dăm noroc. Voiculescu pune mâna pe pahar. Dar Horia zice, da, hai să dăm cu toții noroc, să facem, adică o bisericuță, așa.
Doamne, și acum Voiculescu, deși înjurează pe ei, catalogează în fel și chip, începe, Voiculescu zice, hai mai să mergem, să dăm noroc cu toată lumea. Și se naște o bisericuță așa, toți stăteam în picioare, decolasăm, s-a închis semnul ăla că ne puteam lua centrurile de siguranță. Domnule, și începe o discuție de 3 ore, în care Voiculescu nu mai a avut cum să mai iasă din ea, că era penibil acum el să plece din gașca asta, unde se duce în avionul la pustiu. Și atunci Horia începe, zice, băi, Copos, Jofră mică, ții minte, îți mai zicea, Copos vindea 2 sortimente de prăjituri, Savarină și Jofră. Și Copos, când ăsta i-a zis, băi, Savarină, bă, nu mai ziceți, mă, de Savarină, că Savarină, cum știți pe Copos, cum vorbește el așa, plâng. Nu mai, mă, că Savarină nu e cea mai căutată, că eu, de fapt, vând Jofre. Și zicea, ce e mai aia Jofră? A, Jofră e ceva cu ciocolată. Aoleu, deci după Jofră te îmbogățești tu. Și am început o să-l tachineze. Vroșca Stănescu, nu știu cine mai era pe un avion. Băi, Jofră, mă, cu Jofrele astea te-ai îmbogățit tu. Și Copocea, nu, că mergem acum la Samsung, că mergeam și în Coreea de Sud. Mergem la Samsung și o să vedeți că eu acolo ies cu electronici acum. Mă las de așa cu Jofre și cu... Și discuția părea să curgă într-un sens care să nu-l afecteze pe Voiculescu. Dar ce să vezi, după vreo oră, ieșisem cam din spațiul aerian al Turciei și ne îndreptam către Iran, către Irak. Începe Horia Alexandrescu și zice, bă Voiculescule, bă, dar tu ce-ai făcut, mă, cu banii care ai furat lui Ceaușescu? Și ăsta zice, hai, mă, Horia, că nu să nu glumim cu așa ceva, că nu... Hai, mă, lasă-mă, că știu eu, uite, cu Băcanu, păi nu știu, nu mi-a zis mie Petrică Băcanu că tu ai furat banii, că într-adevăr România Liberă a văzut un serial în acest sens. Ce discuții! Da, discuții. Și ăsta Voiculescu, ce să mai fac acum? Nu plecase la Jofre și la Savarine, pleca acum la banii lui Ceaușescu. Și el se lupta și el acolo cu contraargumente, nu, mă, că n-am furat banii, bă, Horia, bă, cum poți să spui așa, bă, te-ai îmbătat, mă, Horia, bă, nu mai vorbim așa, că uite, ăsta micu aude și te crede și nu știu ce. Hai, zic, domnul Voiculescu, cum să cred eu că ați furat dumneavoastră banii lui Ceaușescu? Ei, Doamne ferește, nu cred eu așa ceva. Horia nimic. Bă, caracalene, bă, dacă spun că ăsta a luat banii lui Ceaușescu, bă, păi cine să fi luat, mă? Uite, noi ești înalții, am luat noi vreun ban. Ai luat tu Copos de bani? Nu, n-am luat eu. Copos era la CCA, la OTC, cu Mihai Răzvan Ungureanu, cu Ponta, cu ăștia. N-am luat eu, Dănuțe. Copos, bun prieten cu Voiculescu, am uitat să vă spun. Că să vedeți că în povestea noastră destinele lor se vor intersecta la un moment dat, chiar prin China. Și continuă, domnule, discuția penibilă. La un moment dat trece o stewardesă printre noi și zice, dar doriți ceva, nu știu cum era expresia, de la duty free? Doriți ceva de la duty free? Da, că aveau de vânzare. Și ăsta Horia Alexandrescu zice, hai, mă, lasă-mă, că aterizăm acum la Dubai și luăm de acolo, din shopping. Dar, domnule Alexandrescu, dar știți că noi avem aici, nu știu ce, parfumuri, avem cutare. Și la un moment dat Horia zice, auzi, de fapt, ia dă-mă câte una din fiecare din tot ce ai, că avea o coșmelie din aia mică, o împingea pe rost așa. Auzi, drăguțo, Marcelo, că asta era altă soasă, Marcelo, ia dă-mă la toți câte una de asta și că plătește Voiculescu, ne va cel cinste la toți. Ce-a adus aminte. La care Voiculescu zice, hai, dragă, ce te iei după el, că stăm acum cu parfumul în mână, toți, hai, du-te mai încolo, că n-avea cum să dragă pe culoare. Mergi mai încolo, că în afară de bisericuța asta noastră, mai era una formată din ăștia mai străini, mai Omar Haisam, mai străin de grup de gașca lor. Omar Haisam, cred că era atunci chiar prima oară intrat în povestea asta, în delegația prezidențială. Dom'le, și începe o discuție legată, nu mai știu de la ce s-au luat ei, de la niște monezi. Și la un dat Voiculescu se enervează, Voiculescu, v-am povestit scena, da, cu fotografii, cu care trebuia să-l prindă pe polițistul care, da, cel jignit la Arcul de Triumf. Voiculescu, nu știu de ce, de unde avea el mania asta, cu monezi tot timpul în buzunar. Monezile astea, în primul rând, nu e bine să le ai, mai ales când zbori cu avionul, că te trece prin filtru, te pune să le verzi, să le iei. Bine, el fiind învățat tot timpul să nu treacă prin niciun filtru de ăsta tot timpul cu avionul lui, cu avionul prezidențial, cum sunt mega ciocoi, probabil nu, zgârcit fiind, n-a dat importanță trebuie. Și atunci când ăștia ziariștii tot discutau cu monezi, că cine are nu știu ce monezi, glume de ăsta de șantier, Voiculescu bagă mâna în buzunar și scoate într-adevăr un pumn din ăsta de monezi. Cenți, nu știu ce erau, fenici, de la marcă, de la subunități ale diverselor, că el colinda tot timpul, azi în Austria, mâine era. Păi, nu știu, să vă povestesc mai târziu, probabil cum sunt zgârciții ăștia, zgârciții sunt foarte zgârciți și sunt foarte ciudați zgârciții. Și în general sunt bogătași. Și nu, da, că sunt zgârciți și zgârciți. Și ia, notați-vă acolo cu Rasiu să vă povestesc una legată de zgârcenie, la Rasiu, că uit pe urmă. Deci, Dan Voiculescu, repet, îmi povestise cu câteva săptămâni înainte că el are 86 de milioane de dolari în cont și că el vrea când moare, că discutam mereu despre iminența morții la fiecare dintre noi, că el când moare plătește datoria externă a țării.
că atât aveam noi atunci, 80 de milioane. Începuse Petre Roma cu Iliescu să facă iar datorie. Plecasem de la zero și aveam 80. Și Făcrescu care 86, care 86 de milioane de dolari. Deci bogat, da? Felul în care el mergea, m-am uitat, că ăștia, bogăția, le-o vezi așa, după cât de crăcănați, cum se crăcănează ei când merg. Dar nu râdeți, nu râdeți. Deci eu i-am cunoscut pe toți bogătașii României. Știți ce crăcănați sunt toți? Adică, dar se și crăcănează când merg. Deci așa, omul e crăcănat sau nu. Ați văzut, fotbaliștii au niște paranteze de multe ori, da? Depinde ce meserie au. Și mai sunt și oameni care merg crăcănați din naștere. Da. Dar ăștia când se îmbogățesc, se crăcănează intenționat. De ce? Nu știu, ca să pară așa mai... Să aibă harfe din astea, cum mai se zice, rășini din astea. Da. Cum are ăsta ungureanu, ați văzut cum merge așa, crăcănat așa și cu pieptul în față. Alții spun că am discutat de multe ori lucrul acesta și cu alți oameni. Păi zic, de ce merge mă ăsta așa crăcănat? Dinu Patriciu, să vedeți știți cât de crăcănat merge. Ion Țiriac, tot așa, se leagănă puțin. Vreau să spun, nu, Țiriac dă cu forehand-ul și când dă cu reverul și cum știe. Bă, zic, e de la asta sau nu e? Zic, și Voiculescu e cu forehand-ul, că ăsta Voiculescu a fost hocheist, n-a fost tenismen. Zic, dar Patriciu, ce sport a mai jucat? Alții îmi spun, băi, ăștia stau mare parte a timpului, spre deosebire de noi, pământenii normali, ăștia stau pe iahturi. Și pe iaht, într-adevăr, trebuie să stai un pic mai crăcănat când stai pe punte, ca să nu te răsturni. Da, așa mi s-a explicat. Sau dacă nu stau pe iahturi, stau prin avioane și prin avioane tot timpul nu stau pe fotoliu. Ce să stai pe fotoliu? Să citești, că ei nu prea le-au cu cititul. Și atunci ei se plimbă prin avion. Și când te plimbi, iarăși trebuie să te plimbi mai crăcănat ca să avionul să nu te... Și la turbulențe. Deci Voiculescu scoate monezile, repet, nu mai știu în ce context. Ia. Și aia spun, uite Voiculescu, ce monez are, ce nu știu. Și la care el, plăcut, impresionat de vorbele frumoase ale ziareștilor legate de monezile lui, îl ia valul așa și la un dat are un acces mare de generozitate, zgârcitul, repede din el, și când se termină discuția bancul despre monezi, repede, nu mai știu că am și eu o vârstă și am început să mai uit, și el zice, la un moment dat, auzi, Dane, și mi-a, uite, stai să filmați și mâna Lucian, și mi-a mie mâna, că eu eram la un metru de el, da? Și zice, Dane, ia-i-mă tu, mă. Ia-i tu, ia asta. Și eu zic, domnule, mulțumesc, și el, că la mulțumirea asta mea, ăștia toți se uitau, uite, bă, Voiculescu, ce-i dă ăsta, lu' Dănuț, și el mai îmi zice, eu mă uit așa puțin și încerc să estimez valoarea de acolo, ori fi 10 dolari în total, ori fi 5 dolari, ori fi 15, și el zice, eu tot timpul v-am spus, neavând timp, mă duc foarte rar la frizer, și așa m-au prins și acele vremuri, cu oarecare păr mai lung. Și el zice, auzi, îmi face așa palma, zice, auzi, și unde aterizăm? Să te duci tu la un frizer. Zice, el deja mi-a dat și o întrebuințare a banilor. Și zic, gata, frate, gata, zic și făcut. Ce, unde? M-am tuns toată viața mea la Ciufurici, la Caracal, și apoi în Piața Amzei, la Neaurel. Toate doi frizeri am avut în viața mea. Restul plete. Și zic, frate, ce-ar fi eu din Caracal să mă tund la Dubai? Vă dați seama? Să cadă părul meu pe jos la ea, la șeicii aia în Dubai, să las părul meu acolo. Mamă, zic, extraordinar. Tot timpul când eu nu puteam să plec din țară și alții mai se duceau prin Bulgaria înainte de 89, mai veneau mașini străine prin Caracal, foarte rar. Și noi ne mai ziceam, gumă, dați-ne și nouă, mai cerșeam la geam acolo. Și la un moment dat, eu am fost, de atunci mi-au zis colegii mei de copilărie că am un oarecare talent și l-am zis așa, băi, fiți atenți, nu e niciodată, țin minte și acum era o mașină de-asta elvețiană, nu înțelegeam, avea o cruce și am întrebat, ce asta, ce asta? Elveția, mamă, Elveția aia care în filme e neutră cu naziștii care îi alergau pe aia pe care vreau să-i omoare și hop, venea granița din Elveția și naziștii puneau frână și el trecea mai departe și era salvat. Și asta era maxim pentru noi Elveția asta, copiii, vă dați seama, Protoseni se cheamă cartierul nostru, Protoseni. Pe strada pe care noi locuiam nu ducea nicăieri. Adică, ce voi dați așa? Nu ducea nicăieri. Deci toate străzile, în mod normal, duc undeva. Da, deci, adică, nu era o stradă pe care dacă mergeai să ieși din oraș să te duci spre Craiova sau să ieși din oraș să te duci spre București sau spre Slatina. Nu, strada noastră se oprea la un moment dat. Era în fundătură, să zicem. Nu, chiar într-un lac foarte frumos, lacul Drăghiceni e denumit el, și trebuia să iei o barcă să traversezi lacul și să continui drumul. Dacă vrei să te duci pe drumul ăsta, dar trebuie să fii nebun să te duci pe drumul ăsta. Și atunci o luai, făceai stânga-dreapta și ieșeai pe drumul Craiovei, cum se spune, în cartierul Bold. Noi trăind în cartierul Protoseni, o stradă care nu ducea în mod normal către nimic și către nimeni, să vezi o mașină străină era o mare raritate, vă dați seama. Și când mai apăreau, ceream gumă, că mai veneau din Serbia, se mai duceau, mai plecau, gumă, mai veneau niște turci, mai treceau pe acolo. Și am dat o mașină elvețiană. Și au intrat ăștia elvețienii, încă nici până astăzi nu ne-am aflat
de ce au intrat ei într-o anumită curte. Noi bănuiam, bă, înseamnă că ăsta e securist, ceva spion, elvețian, vecinul nostru, Neacostic. Noi tot timpul am crezut despre Neacostic, că e un om ca toți ceilalți. Neacostic însă mereu era la costum, la cravată. Unii mai ziceau, Neacostic e activist la partid. E la partid. Neacostic avea și niște terenuri arabile pe care nu îi le luaseră la CAP nimeni, niciun ciocan. Și am început să-l bănuim. Bă, când am văzut și mașină cu număr elvețian în fața porții lui, mamă, zic, Neacostică sigur e cu spionajul, ceva cu securitatea, cu astea, cu elveții. Alții mai spuneau și altceva, că Neacostică avea o fată foarte frumoasă, pe care noi niciodată nu o văzusem în Caracal, el divorțase, nu știu ce, nu, o fată care doar o făcuse el, dar fata emigrase undeva în străinătate și trăia cu unul, un elvețian, un neamț, ceva. Oricum era pentru noi ceva foarte special și oricum nu asta conta. Conta că aveam o mașină de elveția încurată în cartierul Protosen, parcată, nu putea să se intre în curte, avea o curte mică Neacostică ăsta și de aia nici nu dădea de bănuit. Știți că marii bogătași înainte de 89 aveau case foarte amărâte pe afară. Aveau niște trabante, dacă aveau niște scodițe de la mici, MB100 se chema scoda. Dar înăuntru se zice că aveau mare lux, marmură, televizoare color, video. Costa un video 60.000 de lei înainte de 89, era cât o dace. Și dacă aveai 60.000, nu puteai să-l iei. Bun, și ce credeți că am făcut eu cu gașca mea de băieți în Protoseni? Aveam 14-15 ani, era o mașină cu număr de elveția. Ghiciți ce am făcut? Noi visam la Elveția, am făcut și noi să călătorim. Alții vin, asta deja, asta e clar. Visam să călătorim, unii se duceau, de ăștia gen Mihai Răzvan Ungureanu, plecau prin RDG, cu pionierii, cu cutare, în RDG. Mamă, ce era maxim. Și ne aduceam niște poze de-astea, cum s-au pozat ei în fața casei memoriale lui Ghiote, pe la Dresda, pe acolo. Wow! Să ajungem și noi vreodată la Dresda. Mă, și acum prindem mașina asta elvețiană. Ce credeți că facem? A spart mașina? Un act? Nu, sunteți pe aproape. Am făcut un act samavolnic, dar un act, adică nu poate fi considerat nici infracțiune. Desprins emblema. Nu, că era deja infracțiune dacă desprindeam emblema. Nu, hai, sunteți foc. Sunteți pe aproape, dar nu. Deci încă o dată, domnule, deci ne-am uitat 10 ani la filme cu naziști, da, care alergau pe aia și în Elveția tot lumea s-a văzut. Elveția era ceva frumos, erau vacile alea cu talangă la gât, talang, vacile alea, Holstein, mari. Copiii elvețieni, era un film cu ăsta, cu corul, cu Julie Adams, cum o chema, cu care cântau ei, știți? Haide. Cu soțul. Haide. Sunetul muzici. Nu era tot în Elveția, cumva? Așa, și n-au ajuns tot în Elveția, l-am dat. Deci Elveția era un vis, era... Păi, vă dau acum, vreți să vă dau mură în gură? Da. Deci Elveția, hai să vă dau așa. Elveția, frumos, priveliște, verde, totul, aer curat. Elveția. Deci și iarba e mai verde. Neutră. Aer curat. Deci ați împins mașina, ați luat-o de acolo, ați dus-o undeva? Nu. Ați vezut la câte o încercare. Vaca Milka? Domnii din Germania. Nu, n-a apărut semilca. Nu a apărut semilca aici. Investitorii din Germania, dacă aveți o idee. Deci n-ați spart-o, că asta era ideea, să o sparge. Domnule, și eu zic că n-am făcut nicio infracțiune și oricum s-a prescris. Dar acum află elvețianul despre ce e vorba. Dar repet, noi am făcut ceva foarte rău. I-am făcut ceva care s-a putut reface repede. Desenat pe ea ce ați făcut. Dom'le, deci vreau să ajungem și noi în Elveția cu orice preț. Da, vreau să vedem pe ea. Nu, vreau să vedem cum e în Elveția. Vreau să vedem cum e în Elveția, da? Ca să vedeți ce președinte o să aveți în România, pe cine o să votați. Deci vreau să vedem cum e în Elveția, să vedem și noi. Dar noi nu puteam să ajungem în Elveția. Nu, dar trebuia să intrați în mașină. Că era comunism, astăzi nu pot, că am interdicție de a părăsi țara. Da, așa, că trebuia să intru în mașină? Să intrați în mașină. Nu, păi era deja infracțiune dacă intrau în mașină. Da. Nu, am făcut ceva, repet, la limita legii și am trăit și noi puțin ca în Elveția pentru câteva secunde. V-ați pus pe mașină. Eram 5-6 băieței. V-ați suit pe ea, ce-ați făcut? Nu, nici asta. Păi dacă mă suiam pe ea, cum trăiam ca în Elveția? Păi nu știu. Bun, hai să vă dau și un alt indiciu, dar e ultimul care vi-l dau, vă promit. Vă jur. Respirat ca elvețienii. Am inspirat ca elvețienii, da. Ați fumat, domnule, ce fumeți? Ca elvețienii. Am fumat. Hai, cum să fumăm? Nu înțeleg. De la țară, noi nu fumăm. Deci, păi dacă am respirat același aer cu elvețienii?
Ce, ați deschis geamul deschis, și ați băgat capul în mașină? Nu, că era infracțiune. Hai, deci vă mai perpelez sau nu? Nu, spuneți-ne odată, nu. Sau vă spunem într-un episod viitor? Spuneți-ne acum. Într-un episod viitor. Mai bine într-un episod viitor. Nu, nu spuneți-ne. Dar de la ce plecasem cu asta cu elvețienii? Cu mașina, de la ce am plecat? Nu contează, spuneți-ne. Și vă spunem după aia. Hai că vă spun. Deci, mașina era parcată așa, cu botul către ieșirea din cartierul Protoseni, în dreptul curții românului elvețian, Costică, da? Bănuitului de către noi de spionaj. O casă micuță, gardă, așa? Noi eram 4-5, da? Jucam birboanca acolo, la noi așa se cheamă. Adică cu o minge, un fel de tenis cu piciorul. Okay. Jucam birboanca pe stradă. Desenasem niște careuri, da? Strada noastră nu trecea nicio mașină pe ea și puteai juca birboanca fără să deranjeze nimeni. Și ăsta parca mașina așa. Ne-am uitat. Ce e cu crucea? Cum e cu crucea? Ne-am interesat pe la vecin, pe la Nea Mihai. Aveam noi un vecin care le știa pe toate tot timpul. Și se pricepea la orice, o enciclopedie vie. Și zice, Nea Mihai, ce e asta cu crucea? Băi, Elveția, mă, copii, mă. Mamă, dacă e Elveția, am început noi să discutăm cu tare. Bă, zic, e vreun pericol, ne vede cine nu ne vede. Și atunci am mers la roata dreapta, spate, deci mașina era parcată pe contrasens, o văd și acum cu botul către ieșirea din cartier, care adică nu ducea oricum nicăieri așa, către lac, da? Și pe partea casei unde ei intraseră, da? Parcată, da? Noi eram pe mijlocul străzii, jucam birbanc. Okay. Bun. Și atunci ce roți aveam în dreptul nostru? Ce parte a mașinii? Partea dreaptă. Partea dreaptă. Locul mortului în față și spatele, dreapta, spate. Ce mai avea mașina pe partea dreaptă? Atractiv pentru noi, pentru mințile noastre. Două cauciucuri. Și am zis așa, dacă desumflăm cauciucul din stânga spate, din dreapta spate, pe care ei și dacă stăteau în curte acolo la picnic, nu ne vedeau ce facem. Nu mai pleacă ăsta de aici. Ei, nu, nu, că nu mai pleacă. Desfăcând ventilul la cauciuc, noi trăgeam aer în plămâni, aer elvețian. În pneuri nu era aer elvețian? Nu fusese umflată roata la un service în Elveția? Cu aer elvețian? Și tu, că atunci când jucați... Da, da, ideea mea a aparținut, ideea mea. Și am desfăcut ventilul, că ieșea ventilul la 3 minute. Și eu am tras aer elvețian. Zic, luați-mă, frailor, și voi aer elvețian. Și toată lumea, am servit aer elvețian. Am ales. Între timp, nu ghiceați, este mai bine vă spuneam într-un episod viitor și îi rugam pe telespectatori să ghicească, că în ei am baza, nu în dumneavoastră. Și, pe urmă, când am terminat aerul elvețian, da? Am zis, te cere de... Am terminat aerul elvețian, nici nu ne mai trebuia pașaport, nu mai trebuia excursie. Cum era aerul? Vă dați seama că avea un gust ăla de silicon, de cauciuc. Și altul a zis, hai să desfacem și pe ăla din față. Bă, sunteți nebun, deja mașina o să se lase pe o parte vizibil, poate ies așa din curte. Lasă-mă că e suficient cât ați gustat. Mai vin și alții, alte nații. Mai călătorim și în alte țări. Și am pus ventilul la loc, care are un ventil de la și un căpăcel. Da? Da, și când tracțiune. Am terminat noi birboanca, jucam birboanca, au ieșit elvețienii, oh, cu tare, cum se zice pe germană la pană și nu știu cum. Pană, Achtung, Achtung, nu știu ce. Cum zic nemții în filme. Achtung, Achtung. Vasis das, Vasis das ca Vasis das, dar să-l vezi pe Vasis 2. Aveam noi niște bancuri porcești când eram mici. Păi să-l vezi pe Vasis 2 cum plutește în butoi. Și știți vă asta? Știți? Mă rog. Am fost și noi copii. Da. Vasis das, ziceau nemții în film, da? Și noi ziceam, Vasis das ca Vasis das, dar să-l vezi pe Vasis 2 cum plutește în butoi. Și au ieșit elvețienii care erau, vorbeau nemțește, și au zis, Achtung, Achtung, pan în pan. Și au început ei să schimbe roata. Au schimbat roata și noi ne amuzam teribil, cum se amuză Mirela Ceanu 25 de ani mai târziu. Nu, n-ar fi știut elvețienii cine o să râdă de ei 25 de ani mai târziu, una blondă la OTV, zisă și Ceanu Mirela. De la ce am plecat? Râdeți, râdeți și alegerile se apropie și ciocoii sunt gata să vingă. Sunt gata să vingă. Așa, zgârciți. Dacă să facem o paranteză, la Eurasiu o să vă postesc două, trei seri speciale. Urma să vă tundeți la Dubai. Da, aveam banii să mă tund la Dubai, da. Când? Bună zile. Dar să vă spun despre Eurasiu, da? Trec de la una la alta. Ai mai bine să deschidem o paranteză la Eurasiu, că pe urmă o să uit să vă povestesc. Care legătură și cu Ion Cristoiu. Dom'le, deci, eu eram ziarist la Tele7 ABC și la ziarul Oglinda, da? Plecasem de la Voiculescu și se dusese Buhu în tot orașul, că și Bucureștiul ăsta e ca și caracalul meu. Se duce zvonul imediat. Povestesc că ea pe stația de tramvai, pe la metrou, cu tare. Bă, e unul dilău care face profit mereu la orice ziare ar fi. Eu cu Oglinda am început să mă îmbogățesc, la Tele7 de asemenea,
E un rațiu foarte zgârcit, un investitor român. Conducea un ziar pe care dar îl chema... Dar cum i-ați merit să lucrați mai pe ăștia care au fost foarte zgârciți? Nu știu, da, așa a fost să fie. Păi ăștia aveau nevoie tot timpul de profit și mă căutau pe mine. Și n-am avut și eu șansa să lucrez la unul de la care să vrea să arunce banii pe fereastră, să pierde. Să... Și eu lucrând la Tele7 și la, și la Oglinda și nu știu ce, primesc un telefon. Și zice, domnule, vă caută domnul Ion Rațiu, cu tare ar vrea să lucrați pentru dânsul. Păi, cum să lucrez eu la Ion Rațiu? Că la Ion Rațiu lucrau de ăștia mari. Tia Șerbănescu, Doina Bâscă și acum Ion Cristoiu lucra. Eu fiind în presă, știam că ziarul Cotidianul merge din ce în ce mai bine, din afară se vedea. Era mai frumos, mai mare, cu mai multe pagini. Tirajul era interesant, vreo 30.000 de exemplare, 40.000, nu știu cât, ceva de genul. Bă, zic, a făcut Cristoiu un mare ziar, mă. Bă, da, zic, dacă Rațiu mă caută pe mine, înseamnă că e clar. Cristoiu era cu de-astea, cu nave mari, cu avioane de-astea mari, Airbus. Cristoiu când se ducea într-o redacție, ce eu vreau aici, în biroul meu, să fie ca la un Airbus. A părut să Airbus, atunci era mare modă. Și adică, cum îl întrebau investitorii pe Cristoiu? Maestre, cum vreți ca un Airbus? Vreau să am 500 de ziariști, toți să aibă stații de emisie, recepție, telefoane mobile, să dăm stații din astea la taximetrele din București, care să ne dea ponturi, unde e o crimă, unde e asta. Deci Cristoiu făcea din ăsta așa, mari de tot, construcții de astea colosale, da, precum piramidele din Egipt, și de multe ori ieșea, evenimentul zilei i-a ieșit bine, zigzag, iarăși i-a ieșit bine. Ei, aici, trecând anii, eram prin 1996-97, vremurile nu mai erau cum erau să se vândă toate ziarele în milioane de exemplare și rețeta lui Cristoiu era super ok, dar nu se ieșea în bani. Tot timpul el ieșea în pierdere. Și atunci unul ca Rațiu, care era foarte zgârcit, dar mai ales nevastă sa era zgârcită, mă cheamă pe mine. Bă, cine e în orașul ăsta care poate să-mi aducă o navă la plutire, la linia de plutire, să ies și eu pe profit, să nu mă mai certe Elizabeth? Și atunci m-a găsit pe mine, s-a interesat, bă, e vreunul care, ăsta, nebunul de Diaconescu. Și atunci mă sună Rațiu. Și Rațiu mă sună și zice, domnule, poți să vii la mine la strada Armindene, acolo, unde acum stă Mircea Lucescu. Domnule, și Rațiu ăsta era așa de zgârcit, săracul de el. Dar om, domnule, adevărat, dacă l-ar fi cunoscut poporul și dacă Rațiu ar fi avut o emisiune de asta în care să povestească și el viața lui sau să se lase filmat la el acasă, cred că era și azi președintele României. Domnule, intru în vila asta din Armindene. Nu tu bodyguard, nu tu nimic, că vilă în primăveri, fără, toți aveau bodyguards pe acolo, de alea, cașcarabete de alea la intrare, cu portari din ăștia. Da, că e o cașcarabetă în care stă bodyguardul și lângă ea tot timpul mai e o cașcarabetă, știți, după ce îți dai seama de ciocoi, cum e ciocoiul mai ciocoi decât ciocoii normali. Deci ciocoi, sunt ciocoi și ciocoi, da? Mini ciocoi, ciocoi second hand, ciocoi simpli și mega ciocoi. Ciocoi second hand. Da, să vă spun cum sunt ciocoi second hand. Ciocoi second hand sunt din ăștia reșapați, cum să zic. Ei au fost odată ciocoi înainte de 89 și acum încearcă să fie iar ciocoi. Dar acum, nemergându-le, ei încearcă să-i fraierească, să-i mintă pe oameni, cum sunt ăștia din actuala putere. Mulți dintre ei, da, Iliescu, Băsescu, ăștia care au fost mari și înainte de 89 și vor să fie mari și acum. Ciocoii mai adevărați, mai noi, sunt ăștia care au apărut după 90. Dar și ăștia sunt mini ciocoi, prin Giurgiu, prin Piatra Neamț, prin Baia Mare, primarii ăștia, Brăila. Pe urmă vin ciocoii normali, ciocoii simpli, cum ne spunem noi, ciocoii de pe la București, și vin mega ciocoii. Mega ciocoii sunt ăștia, gen Sorin Oprescu, gen, ce exemplu să vă dau, ăștia cu miliarde de euro, gen Dan Voiculescu, gen. Și au furat, au știut să știți cum recunoașteți diferența între un ciocoi și un mega ciocoi? Mergeți în cartierul Primăverii, toți ciocoii au cașcarabete cu portar la poartă, cu bodyguard la poartă, în afara curții, fiindcă bodyguardul nu merită să stea în curtea lor, deși curtea e enormă. Curtea are mii de metri pătrați. Și cașcarabeta asta are și 2 metri pătrați, 4 metri pătrați, că e de aia tip. Și ei țin cașcarabeta lui ăsta afară, al lui portarul, în stradă. Pe trotuar. Dar mega ciocoiul îl veți recunoaște după următorul lucru. Lângă cașcarabeta portarului, a bodyguardului, mai este o cașcarabetă de WC-ul, care e WC-ul. Fiindcă ei nu admit ca portarul, când îl trec nevoile, să intre în casa lor, să-și facă nevoile. Mai bine își pun WC-ul în propria poartă. Da, și bagă, inteligent. Bagă și un WC-ul lângă... Na, că omul e paznic și el, trebuie să facă pe el, nu să nu facă pe el, nu? De să facă la un WC-ul. Și atunci la mega ciocoi veți găsi și WC-ul lângă portar. E semn că ăla nu acceptă în casa lor să facă pipi vreun sclav, vreun ceva.
WC-ul este doar al lor, deși ei au 10-12 WC-uri, oricum nu le folosesc pe toate. Folosesc doar un WC-ul, asta e clar. Că câte WC-uri să folosești? Că n-ai decât un fund, sau mă rog, decât, Doamne iartă-mă, cum să-i zic, la organul celălalt, eu sunt un om pudic. Dar dacă ai 12 WC-uri într-o casă, explicați-mi, și ai un singur organ, cum să faci cu organul ăla în 12 WC-uri? Hai să zicem că ai face pe rând, da? Când te trece la prânz, faci în ăsta de la parter, până mă urci la etaj. E complicat, că pierzi timpul, urci pe trepte, cobori. Deci e clar că toți fac într-un singur WC, nu? Și atunci întrebarea, de ce nu lasă și pe sclavul ăsta să facă și el într-un alt WC? Al casei, WC-ul să fie destinat sclavului. Deci, înțelegeți? Da, după asta vă dați seama de mega ciocoi, da? Bun. Deci acum că am definit, că v-am dat definiția mega ciocoiului, întoarcem la Rațiu. Așa, la Rațiu, ajung eu în cartierul Primăverii, bă, unde stă Rațiu? Că nu știam eu unde e Arminde, numărul 4. Pe acolo nu prea scrie exact cum se cheamă strada și numărul, că securiștii mulți ca să nu fie identificați. Dar la Rațiu ajungeai ușor. Era singura vilă care n-avea paznic la ea. N-avea paznic, n-avea de niciun fel. Ba mai mult decât atât. N-avea nici de ăsta buton de sunerie și când aflai că acolo stă Rațiu, că întrebai în stânga, în dreapta, unde stă Rațiu? O, Rațiu cu papionul, aici. Și când apăsai, deschisă ușa. Că la ăștia până Anglia ei stau cu ușile deschise. Ușa sau poarta? La poartă. Nu, poarta de la gard, de la stradă. Am deschis-o și am intrat în curte. În curte, iar ce să vezi, niciun paz, nici nimic. Păi, frate, o fi murit Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Rațiu deja, că era cam bătrân. Zic, de ce o fi ușa deschisă? O fi uitat-o deschisă? Și tot timp mergând prin curte așa, vedea intrarea somptuoasă, cum făcuse Ceaușescu casa pe timpuri. Iar apăși pe clanță, iar nu era sunerii, iar intri acolo. Iar în casă intra toată lumea, intra cine vrea, cine vrea. Eu, uite, bă, Rațiu, cum stă. Domnul Rațiu, domnul Rațiu! S-auzea ecou, casa mare. S-auzea, domnul Rațiu, domnul Rațiu! La etajul 1, la etajul 2, la 3. Se mai auzea și un ecou jos în pivniță, în beci. Zic, domnul Rațiu, unde sunteți? Mai se mai auzea un clipocit de la apa din piscină. Mai era piscina, cum făcuse Ceaușescu, casele cu piscină. Apropo, să vă zic și cu piscina. Să nu vă faceți piscine acasă, cei care aveți bani sau cei care munciți și vreți să vă faceți piscine. Vă povestesc imediat de la mine de acasă cu piscina mea. Și piscina, razele se duceau ecou de la vorbele mele, desena pe piscină niște cerculețe, vibrațiile vorbelor mele, da? Rațiu nicăieri. Păi, deschid o ușă la dreapta, scârț o ușă, scârț alta. Casa, zici că era părăsită. Cum să stă? Era un singur om, îndita mai căsoiul ăla, evident că stătea și el, cum v-am povestit, în bucătărie sau în dormitor. Restul erau păienjeni aici, păienjeni încolo. Era ca o casă nelocuită. Și când îl găsesc în bucătărie? În bucătărie nu pot să-l uit și acum Rațiu al meu, cel mai bogătaș și român din toate timpurile. O să vă povestesc pe urmă, la mormântarea lui ce s-a întâmplat. Mă, Rațiu al meu era cu o felie de lubeniță, eu așa zic la caraca lubeniță, voi bucureșteni spuneți pepene, și uite așa, el de-aia nu putea să-mi răspundă, că avea gura plină de lubenița aia și era așa cu botul băgat în lubenița aia în plin. Cânta la muzică. Murdar așa pe obrazul drept, pe obrazul stâng, de asemenea, scuipa sâmburii acolo. Zic, ce faceți, domnul președinte? Nu mai știu ce era el la PNSC de președinte, de onoare, președinte executiv. Ce faceți, domnul? Bine ai venit, cu tare. Ia loc. Vrei și tu un pepene? Zic, nu, mulțumesc, măi, lăsați cu tine. A, nu mănânci pepene? Dar eu zic, zice, eu acum sunt la desert. Să știi că dacă nu mănânci măcar o jumătate de pepene pe zi, zice, o să vezi că mor de tânăr. Eu, uite-te la mine, am 80 și nu știu câți ani. Pepene, neapărat la desert, minim o jumătate de pepene pe zi, o sticlă de vin roșu în fiecare zi. În fiecare zi o sticlă de vin roșu și o fleică. Mă, dar zic, ce e fleică? Eu acum dacă nu știam. A, nu știi ce e fleică? Îți fac acum o fleică. Și eu n-am mai apucat să refuz și el s-a dus la frigider, nu știu cum, la congelator, a tras de clanța aia așa la aia și a luat niște fleici, erau puse pe o farfurie, pe semne de cineva, de vreo femeie, de, pregătite. Mă rog, pregătite, de vreo menajeră, de vreo bucătăreasă. Și până eu am rămas interzis oricum și el a luat farfuria aia cu fleci, avea un aragaz din ăla mai pricopsit cu niște scântei din ăla, s-a prindeam, cum aveam și noi 20 de ani mai târziu, și ce să mai pune o tablă din aia pe focul ăla de la aragaz și aruncă fleica acolo și începe aia să sfârie, sfâr, 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 sfâr. Uite, bă, zic, îmi face Rațiu fleică mie, venit de la Caracal. Uite, bă, m-am ajuns și eu în primăveri. Cine a mai mâncat fleică în primăveri cu tine? Nu și el când vede așa că mă uitam la fleica aia cum se rumenea, pac, avea o sticlă de vin roșu, într-adevăr, cam pe trei sferturi așa, ia dopul de la, face dopul, pac,
și îmi toarnă și puțin vin roșu. Domnul de acolo. O flecă cu un vin roșu și până mă vă dau o felie de pepene și să vedeți că renașteți altfel, altfel trăiți, altfel vi se pare viața. Da, maestre, zic, bă, asta de ce m-o fi chemat acum? Să-mi dea fleica, să-mi dea vinul, să-mi dea lubenița? Și eu zic, maestre, dar ce bine arătați și cu tare față de cum vă știu de la televizor. Sunteți verde, așa. A, păi știi de ce? Știi de fapt care e secretul? Păi zic, mi-a zis, vinul roșu cu tare fleica. No. Dimineața, trezire de vreme la 6 dimineața și bazine, multe bazine. Asta le știam de la Voiculescu deja. Băi, zic, uite, mă, ăștia bogătași și au asta cu bazinele toți. Și zic, bravo, mai zic, cum? 10 bazine, cel puțin. Pă, uitam la el așa, atârneau puțin pieile pe el, bă, da, zic, 10 bazine. Văzusem piscina când intrase, mare piscină, mare, avea aproape piscina, era piscina olimpică, da. Toate casele astea din primăvară au piscină dotare. Domne, și eu zic, bravo, domnule, 10 bazine, putere. Și greu. Da, eu aș putea face și 20-30 de bazine. Da, trebuie să mă duc la Parlament, trebuie să mă duc la partid, la PNC, trebuie să mă ocup de ziar, de cutare, n-am timp, că aș face mai multe bazine. Bine, domnule, bine, maestre, bine. Și trecem noi la... E gata fleica, îmi dă el fleica acolo, mi-o pune în farfurie, mi-o și taie puțin, așa că fleica asta se taie într-un anume fel, că dacă o tai greșit, reiși să mănânci la un dat la o înghițitură numai grăsime. Că e fleica ce e? E niște cărniță cu niște grăsimi, cu niște slăninuță? E frumos acolo, așezată bine. Și el mi-a tăiat-o astfel încât la fiecare dumicat șubiță, da, să am de toate. Și puțin mușchiuleși, da, trebuie să fii specializat când tai fleica. Și am ajuns noi să discutăm despre ceea ce, la ce se referea de aia mă și invitați. Și zice domnul Iacolescu, domne, am ziarul acesta, știți bine, noi trebuie să facem acest ziar, să informăm țara, să cu tare, eu sunt naționalist din fire, sunt patriot, dar am o problemă, știți, domnul Cristoiu, zic, domnul Cristoiu, știți că e cel mai mare ziarist al momentului, da, dar el este în pierdere, pierdem așa 30.000 de dolari, când am văzut eu 30.000, nu era deloc o pierdere mare, 30.000 de dolari pe lună. Și Elizabeth mereu mă ceartă. Despre Elizabeth v-am mai povestit într-un episod precedent. Elizabeth nu mai că-l certa, dar îl chema mereu acolo, mai ales dacă auzea Elizabeth că pierde și bani, avea un argument în plus să dea cu el de pământ, să-l ia la bătaie, să-l bată acolo la Buckingham Palace, acolo să zică, nenorocitul, să nu te duci în România. Ai pierdut, pierzi averea noastră. 30.000 era oricum nimic pentru miliardele lor de lire sterline. Dar eu știu lucrurile astea cât de cât ca ziarist, zic că, păi domnul Rațiu, păi zic, domnule, nu e nicio problemă, zic, să aducem ziarul ăsta pe profit. Că eu știam, Cotidianul avea 500 de angajați și aveau și toți telefoane mobile. Eu unde lucram la ziarul meu, la oglindă la asta, dacă aveau 2 angajați telefoane mobile, cum să dau telefoane mobile la toți angajați? Plus asta, dacă le dădeai, hai să zici că ai bani. Dar ăștia vorbeau în prostie angajații până și ție îți venea factura. Și m-am gândit eu, mai mult ca sigur, dacă ăștia au 500 de telefoane mobile, dacă le las doar vreo 200 de telefoane mobile, ceea ce oricum e record, și le trag 300 de telefoane, deja e trai pe vătrai, am intrat pe profit. Cam așa stau lucrurile cu România de astăzi. Eu știu bine cifrele României și îmi dau seama că dacă am tăiat de pe la ăștia, numai de la ciocoi, dacă le tăiem salariile, sunt 1 miliard de euro pe an, numai salariile astea care conduc de concentratele astea, cum spune ei, instituțiile astea care încep cu ce în față, de la CNA până la CNSAS. Bun. Dar ca să nu vă plictisesc cu problemele legate de țară, să mă întreb la asta legate de Rațiu. Și zice, domne, dacă dumneata mi-aduci pe profit, în cât timp crezi că mi-aduce pe profit? Păi zic, maestru, nu v-ați interesat de CV-ul meu? În 3 luni avem ce face, pe profit, pe plus. O sunați pe Elizabeth și ziceți, Elizabeth, sweetheart, că el așa zicea mereu, sweetheart, oh, hello, sweetheart. Și aia vin acasă, nu știu, fuck you, te-am iubit și nu știu ce, nenorocitule. Și unde ești, tot în România? Da, în România, îmi iubesc țara, iubesc Ardealul. Hey, fuck you, man, marși acasă. Sweetie, stai puțin, mai stau 3 zile aici și am să vin. Și el tot trăgea de timp și trecuseră 7 ani și el tot nu se întorsese. Și el zice, și eu îi spun, domnule, zic, și eu sunați pe Elizabeth și spuneți că ați intrat pe profit. Oh, ce bucurie mi-ai face. Dacă crezi că o să apuc să trăiesc această zi în care să-i spun lui Elizabeth că am intrat pe profit cu afacerile mele din România, el avea doar asta afacere, doar ziarul. Zic, mai este mai mult ca sigur. Zic, îmi puteți spune ce încasări aveți? Și zice, nu știu, dar stai puțin să mă uit pe niște hârtii. Și se uită la așa, era și în pantalon scurs, așa în bucătărie, era pepenele aici lângă el, fleica la mine în farfurie, jumate de fleică în farfurie, jumătate deja la mine în stomac, și se uită, și se uită ce... A, încasăm cam puțin, încasăm cam 150.000 de
de dolari. Mamă, când am auzit asta, oh, ce fericit eram. V-am arătat atâtea momente în care eram îngrozit în viața mea și în prag de preinfarct. Bă, aici eram fericit. Aveam de aia, deja pe lângă fleica aia, mai aveam în stomac și fluturi din aia, care îi ai când te îndrăgostești. Da. Dar eu când mi-a zis ăsta 150.000 încasări, frățioare, deci înseamnă că avea 180.000 cheltuieli, că zisese că are 30.000 pierdere. Mamă, zic, îi fac cu ăsta un profit, îi fac și într-o lună, dar zic, lasă să-l mai perpelesc puțin, să îi zic profitul că l-am făcut după 3 luni. Mă, eram așa de fericit, nu mai fusesem fericit decât când mă îndrăgostisem prima oară în viața mea. Ce vorbești, frate? Acum se învârtea în capul meu. Deci eu cotidianul aduc pe profit. Tot orașul o să afle. O să mai primesc vreo 7 cereri. Toată lumea o să vrea să le conduc ziare. Și așa era o performanță să conduci 2 ziare simultan. Ziarul Oglinda și ziarul Cotidianul. Cine mai era ca mine? La 25 de ani, 26 de ani. Și el mă vede așa fericit și zice, dar ce ți se pare că e o încasare bună? Ei, nu, maestre, ei, Doamne ferește, cum să zic eu că e o încasare bună, vă dați seama. Domnul Cristoiu acum mă aude, cum să-l aud eu pe Cristoiu de față cu patronul? Și zic, nu, maestre, ei, nu e o încasare bună, dar zic, putem să facem o rată ca lumea, profit, investiții, zic, o să aveți un ziar cum n-ați văzut niciodată, cum n-ați avut niciodată. Eu acum în gândul meu zic, bă, dar dracu Cristoiu ăsta, bă, ce încasări a putut să fac? Că încasările astea puteau fi din două lucruri, din publicitate și din vânzare. Bă, zic, înseamnă că merge bine și vânzarea, publicitatea se mișcă, eu nu trebuie decât să reduc cheltuielile. Mare brânză. Mă dați seama că dați-mi România o săptămână și dacă nu aduc profit, întrece în Brazilia, cel puțin în astea, în bursele lumii. Mamă, să zic ăștia, dar România, cum a intrat pe profit după 3 luni? Simplu, am luat banii de la Ciocoi, am tăiat sarele Ciocoilor, mare brânză. Parcă îi văd pe ăștia la buletinele de știri în America. România, prima putere europeană, are un profit de 6% în anul 2013. În anul 2014 arătăm 8% profit și așa mai departe. Bun, și acum mă întorc la Rațiu și zic, domnule, Rațiu mă vedea fericit. Și auzi, tinere, mai amesteca engleză așa cu română, auzi, dar ce salariu vrei dumneata? Că înțeleg că poți să-mi faci profit. Dar spune-mi și salariul. Să vedem dacă ne înțelegem. Oleo! Dacă a pus bătrânul problema așa, bă, zic, stai să nu pierd jobul ăsta totul, să nu pierd oportunitatea. Să nu zic vreo prostie. Îi zic lui ăsta să-mi dea un salariu mare, ăsta o să zică că e zgârcit, că cum să cer eu salariu mai mare decât cerea Cristoiu? Zic, cum e bine, cum o dau, nu e bine. Zic, și încerc să trag de timp. Zic, auziți? Dar îmi puteți spune salariul lui Cristoiu cât e exact? Că noi auzisem așa legende prin oraș, dar nu știam. Ce, domnul, cum poți să mă întrebi așa ceva? Este confidențial? Nu pot să spun salariul. Evident că știu că eu l-am negociat cu maestru Cristoiu, dar nu pot să vă spun. Aha, bă, zic, nu-mi spune asta salariul, să nu fac vreo gafă, zic, vreo cifră care e mai mare decât alea, e mai mică. Cristoiu știam lui că avea 10.000 de dolari pe lună salariu. Și eu acum m-am și gândit, bă, zic, dacă îi cer 15.000, par arogant și nenorocit. Deși eu veneam aici pe o ipoteză, nu, că voi fi mai bun decât Cristoiu, că eu fac profit în timp ce l-a făcut pierdere. Dacă cer 5.000, ăsta zice, bă, ce dracu, mă, cine mi l-o fi recomandat pe idiotul ăsta? Ăsta cere salariul mult mai mic decât Cristoiu, deci nu e așa de bun cum s-a spus. Mi-e suspectă treaba. Trebuie să vă povestesc cum am vândut eu cafeaua, cum am vândut 2 saci de cafea foarte proastă în regie. Notați-vă acolo când eram student, că e important legat de preț și de negocieri, da? Trebuie să vă spun chiar repede de toți, până nu se încheie această poveste legată de Rațiu. Și mă gândesc eu așa, să zic același salariu cât are Cristoiu, mi se părea puțin o gafă că, uite, vine și prostul ăsta și vrea același salariu, cum e Cristoiu, maimuța limită pe om, ce face omul, face și maimuța, nu e bine. Cerezi în profit. Nu e bine, da. Și fac, o să vedeți, o greșeală, deși eu am zis că fac un lucru bun. Și zic, domnul Rațiu, repede, bine, tot ce vă povestesc s-a întâmplat în câteva secunde. Și zic, domnul Rațiu, cum v-am spus, eu în 3 luni vă aduc ziarul pe profit. Sau în cât timp vi-l aduce, eu vi-l aduc pe profit. Așa, da, am înțeles. Zic, eu aș vrea, după ce ziarul intră pe profit, aș vrea și o jumătate din profit. Asta Rațiu începe așa să gândește, începe, tace Rațiu un minut, tace Rațiu 2 minute. Păi, frate, nu se mai auzea în încăperea aia decât zgomotul de la sâmburii de lubeniță care notau, pluteau în zeama de la lubeniță, așa, mai făceau și un zgomot, făceau niște mici valuri, așa era liniștea de adânc. Mă uitam la sâmburii aia, cum pluteau așa, sâmburii, și se auzeau sâmburii, dacă cum pluteau, și, păi zic, ce dracu, la ce să mai gândi bă ăsta, că trebuia să sar în sus de bucurie, să mă ia în brațe cu tare, nici nu vreau salariu, nici nu vreau nimic. La rândul meu, când m-am gândit că renunț la aia 10.000 pe care Cristoiu îi lua, deja mai aveam
ne apropiam deja de profit, că 30.000 dacă era pierdere, deja era brusc 20.000 renunțând la salariul lui Cristoiu. Vă dați seama, da? Și zic, uite bă, unde fi greșit. Și Rațiu, după momentele astea de tăcere, de liniște adâncă, zice, ceva nu e în regulă cu dumneata. Zic, uite bă, că am pierdut tot, bă. Bă, agonie și extaz, acum extaz și agonie. Ceva nu e în regulă cu dumneata. Deci dumneata, a continuat tot el. Deci dumneata, ca în Shakespeare, cum au văzut ăștia englezii, au chestia asta cu continuatul și să uită așa și de ce în ce mai sus. Deci cu dumneata lucrurile pare nu fi în ordine. Deci to be or not to be. Deci dumneata am impresia că ai și niște interese ascunse. Și deci dumneata s-ar putea să aibă... Că el când povestise sula din PNC că mă cheamă pe mine să preiau ziarul, mulți tipi din PNC, care și astăzi mai trăiesc, m-am întâlnit cu ei recent, spun, băi, ne-a întrebat Rațiu pe toți, bă, să luăm pe Diaconescu. Și eu aia, talibanii din PNC au spus, cum să-l iei, mă, pe ăsta? Pe ăsta e roșu, ăsta în ziarele lui e împotriva PNC-ului. Ăsta e cu partidele astea, cu PDL, cu PSD, cu nu știu ce, cu partidele noi. Și Rațiu acum spunea, deci au avut dreptate colegi de-ai mei, cu care am făcut pușcărie împreună și la Doftana și nu știu unde, că dumneata ești omul comuniștilor. Dumneata ești omul securității, dumneata urmărești altceva. O, când am văzut că stau lucrurile așa, zic, nu maestre, nu, cum să urmăresc așa? Dar zic, eu, indiferent ce salariu aș fi negociat cu dumneata, eu vreau să câștig bani mulți, eu am bani mulți și vreau bani și mai mulți. Zic, eu vreau să mă îmbogățesc de tânăr. Și zic, vreau jumătate din profit, că sunt sigur că o să fac niște profituri foarte mari și jumătatea profitului va întrece orice salariu pe care dumneavoastră mi l-ați putea da, că... Cristoiu oricum avea cel mai mare salariu din România. Cristoiu era number one. N-avea niciun ziarist 10.000. Vă dați seama. Dom'le, și atunci mi-am adus repede aminte de ceea ce vă voi povesti imediat. De ceea ce mi s-a întâmplat în regie. Când eu, așa cum v-am spus, am ajuns să vând fulare. Dar până să vând fulare, am luat-o de jos. Adică am vândut bere, am vândut țigări și apoi am vândut cafea. Ce se întâmpla cu cafeaua? Când eu am obținut primele profituri din vânzarea de bere, vânzarea de bere am preluat-o, de exemplu, la un moment dat chiar de la fratele meu mai mare, care stătuse în regie și care, dacă eu eram regele fularilor la un moment dat, el era regele berii. În sensul că el vindea bere, nu știu, era în anul 5, eu eram în anul 1 și acum el pleca și cineva trebuia să păstreze vadul acela, căci oamenii vreau să bea bere. Nu poți să oprești întreprinderea cum au oprit ăștia în 90, 1300 de întreprinderi. Trebuia să fie nebun ca unul când pleca în anul 5 să se închide de camera care vindea bere. Tu știau că luăm bere de la P16 camera 502. Și atunci camera 502 trebuia să vândă bere. Și atunci eu am preluat vânzările de bere. Preluând vânzările de bere, aveam un profit, la un moment dat, la sfârșit de săptămână. Și atunci cu profitul mergeam la restaurantul Havana, era cel mai occidental restaurant al Bucureștiului, era lângă restaurantul Trocadero, în piața Universității, dar mai avea o particularitate la Havana aici. Dom'le, se mai veneau soliști din Cuba și cântau, mai veneau fete de alea samba, de alea de-a lui Radu Mazăre și evoluau. Și restaurantul mai avea ceva, avea un mic crocodil într-un acvariu. Vă dați seama, un crocodil înainte de 89, în București, la acvariul ăla, toți ar fi vrut să-l vadă, copiii să se joace, să bată în gemulețul ăla, dar cine putea să intre la restaurantul Havana? Numai unii care aveau bani mulți, o masă acolo costa 100 de lei, 200 de lei, era enorm de mult. Și la Havana aici, mergând noi, având mereu un kelner favorit, căruia îi lăsam un bacșiș gras, kelnerul ne-a zis, zice, dom'le, am... țigări în exces albaneze, apăruseră dure, nu știu cum se chema, ceva de genul ăsta, cu niște căluțe așa pe pachet, țigări albaneze. Gata, frate, ne știa că suntem studenți din regie, dă-ne tu țigările care, el ce vânzare să aibă în restaurant acolo, că îți intra un local. Dă-ne tu țigările, noi le vindem în regie și îți aducem jumate din profit. Și așa am luat țigări de la el și am mers foarte bine, până într-o zi când el n-a mai avut țigări din Albania sau s-a stat țigări. Dar el zice, am cafea. Am cafea. Bă, ce cafea ai? Am saci de cafea. Bă, cafea e bună? Dom'le, e bună, dar e o problemă. E verde și noi n-avem unde să o coacem, să o aranjăm, să o râșnim sau nu știu ce. Că dacă facem lucrurile astea, securitatea află imediat, ne prinde și așa mai departe. În București erau puține locuri în care se putea coace cafeaua asta verde, pe care altfel o aduceau securiștii în țară, sau mă rog, bișnițarii tolerați de securitate. Că și Dan Voiculescu, ia notați-vă să vă povestesc ce mi-a povestit la rândul său, cum făcea Dan Voiculescu bani, milioanele de dolari.
că l-am întrebat mereu, bă, tu ai furat banii de la Ceaușescu? N-am furat, să moară mama, uite cum i-am făcut. Și el îmi povestea cum i-a făcut. Dar cred că ar fi chiar acum momentul să vă povestesc, ca să nu uităm. El spune așa, securitatea domina centrul actual ăsta istoric, pe care zice Oprescu că l-a făcut, dar care e plin de grop și de praf. Și pe strada Lipscan, pe strada Covaci... Zicea Voiculescu asta. Da, Voiculescu, asta e conform teoriei lui Voiculescu, da, înainte de 89. Eu l-am dat cum a făcut banii ăștia mulți. Și el mi-a povestit cum îi făcea. Securitatea controla perfect străzile astea în care bișnițarii evoluau. Noi credeam că, vezi, doamne, ăștia fac bișniță și nu că Ceaușescu nu știe nici de ei, PCR nu știe, securitatea, miliția nu știe. Dar de unde? Securiștii ăștia vindeau, dacă mai țineți minte, blugi, vindeau ceasuri, vindeau calculatoare, apărusele calculatoarele la Casio, mici, nu știu. Ei, cine credeți că aduceau aceste lucruri în țară? Aduceau firmele astea, gen Dunărea, gen Crescent, gen alea, aduceau în țară mărfuri de acest gen, adică ei luau minereu din România, da? Luau minereu și îl puneau în niște butoaie, dau un exemplu, ca să nu se vadă la export, că în anumite zone era interzis să treci cu asemenea marfă, cu asemenea materie primă. Și atunci ei puneau minereu, ce exemplu să dau? Minereu de cupru, că suntem tot cu cupru acum. Și îl punea Voiculescu cu niște butoaie de-astea mari, butoaie de lemn. Așa. Și ajungeau la vamă. Băi, ce e acolo? Butoaie cu vin, cu cutare. Dădeau o șpagă la vameșul din cutare port și ajungeau la destinație. Să zicem în Thailanda, dau un exemplu, în Bangkok. Și acolo duceau butoaiele cu minereu unde trebuiau să ajungă, le vărsau frumos în containere și acum aveau niște butoaie goale. Păi ce să punem în butoaie? Voi ce aveți aici? Că Ceaușescu mai făcea bartere de astea, nu era cu bani. Și atunci ăia din Thailanda, din Bangkok, din Singapore, puneau în butoaie ceasuri electronice, ceasuri multe la butoie. Deci nu venea butoiul gol. Nu, butoiul se întorcea plin. Și venea butoiul acum în portul Constanța, vapoarele lui Voiculescu, cu ceasuri. Și aici venea securitatea cu mauzărele la piept și ziceau, câte ai adus tovarășul Voiculescu? Păi am adus 60 de butoaie, ce ai acolo? Ceasuri. Bun, bune ceasurile. Fii atent, cât vrei tu pe ele? Păi aș vrea 2 dolari. Du-te, bă, cu 2 dolari ai tăi, te arestăm imediat, îi spunem lui tovarășul Ceaușescu. Un dolar îți dăm pe ceas. Câte ceasuri ai aici? Am 1 milion de ceasuri. Ia 1 milion de dolari pe ele, le lua securitatea și le duceau la bișnițari, la centru, la Lipscani, și le dădea securitatea la bișnițari. Ia dați, mă, 1,50 dolari pe ele. Bișnițarul dădea 1,50 dolari la securitate, la miliție, lua și securitatea, câștiga vreo 500.000. Bișnițarul dădea și ei cu 2 dolari ceasul. Cam așa se vindeau, era 1,07 dolari, vedeau cu 14 lei ceasul acolo la Lipscani și toată lumea era fericită. La un moment dat, povestea Voiculescu, bă, zice, aveam așa de multe cereri și de la ăia să-mi dea ceasuri din Asia și de la ăștia să aduc ceasuri în țară, că securitatea l-a obligat, vinde minereu, vinde cutare, că toată lumea era fericită. Asta ajuta România, că scotea minereul din țară, sau arme, sau ce scotea el, aducea marfă frumoasă în România, de pe urma căreia câștigau toți. Bă, zice, de la un moment dat, să zice, până 88, bă, toți românii, mai mici sau mai mari, mai sărați sau mai bogați, aveau la mână un ceas electronic. Bă, nu se mai cumpărau ceasuri electronice. Și atunci am reușit ceva revoluțional pentru planetă. Și atunci securitatea din România a continuat să-mi cumpere în portul Constanța ceasurile cu un dolar bucata, sau calculatoare, sau pixuri, ce aducea el, dar securitatea de la București, ce credeți că făcea cu ceasurile? Că numai bișnițarii nu mai aveau ce să facă. Ducea ceasurile la bișnițarii din Sofia, din Bulgaria. Și așa a început și bulgăroiei cu ceafă grasă să aibă ceasuri electronice aduse tot de firma Crescent în portul Constanța. Deci omul devenise transfrontalier, începuse afacerile să se extindă. Și de fapt spune Dan Voiculescu că el așa a făcut banii, nu? Da, asta era declarația lui de avere, da. Că așa, bine, sau afaceri legale cu vapoare și așa mai departe, cu minereu, cu cutare, niciun caz cu Ceaușescu, niciun caz cu securitate. Dar că el era tolerat de acel regim, care regim avea nevoie de el să aducă ceasul și așa mai departe. Și să ducă în locul ceasului diverse lucruri. Am ajuns însă la ceasul, la cafea. Cafeaua de la Havana. Și vine chinul și zice, domne, e cafea, dar e verde, dar e cutare, nu știu ce. Are și niște, niște dezavantaje, niște puncte negre. Deși cafeaua era verde, avea atât de multe puncte negre. Și atunci noi am zis, băi, bine, atunci dacă stau lucrurile așa, ia dă-ne tu frumos cu 800 de lei kilogramul. Cafeaua se vindea în regie, cum să vă explic eu,
și cu 1400 și cu 1500, dom'le, la 800 de lei kilogramul, noi urma să ne cumpărăm un orsit după 2 saci de cafea. Saci aveau 60 de kg, 70 de kg, nu știu cât aveam. Foarte mult. Un orsit era vreo 30.000 de lei. Face socoteala. Dacă câștigam 800 de lei la kilogram, 800 ori 60, luam 48.000 de lei profit la un sac, deci luam 90 ceva de mii. Și dom'le, ne luam 3 orsituri. Și am zis, bine mă, fiindcă e cafeaua verde, cum spui tu, dar tu nu poți să o faci cum trebuie, neagră, maronie, să fie atractivă, ia de-ne cu 800. Doamna Ceanu și doamna Anghelu și am luat cafeaua, am cărat-o 4 persoane de la restaurantul Havana, da, am luat un taxi și ne-am dus în regie unde stăteam noi. Uh-huh. În P16 stăteam eu, în căminul de la Facultatea de Aeronave. Nu. Ce să prăjim? Că ne băgase asta frica noi, că dacă prăjim, miroase, securitatea mirosea peste tot, aveau nările dezvoltate, simțul olfactiv dezvoltat și ne prinde securitatea. De ce să riscăm? Hai bă, să o vindem așa verde. Și atunci am luat o pungă de plastic transparentă. Erau, ne mai dădea maică mai de la Caracal, ne punea zacuscă în niște borcane și borcanul punea într-o pungă de plastic, să nu se răstoarne în bagaj, când veneam pe tren până la facultate. Și atunci luam pungile de plastic, le umpleam cu boabele astea verzi și mergeam la căminul P5, care era P5, P6, erau căminile cele mai bune, că acolo stăteau fetele mai de bani, gata așa. Erau căminile mai noi, mai la stradă și acolo erau cele mai frumoase fete și cele mai bine îmbrăcate și cele mai cu bani. Și atunci dacă vrei să încerci o marfă, aparent mai scumpă mai asta, te duceai în P5, în P6. De asemenea, dacă vrei să găsi o fată mai frumoasă, tot în P5, în P6. Că nu știu cum se face, că tot timpul fetele astea mai cu bani sunt mai aranjate, așa, mai dechisite, mai frumoase, mai... Și în general te duci într-un cartier scump al unui oraș, hop, vezi fete mai frumoase. Te uiți o mașină mai scumpă, hop, în dreapta șoferului e una mai frumoasă. Vezi o mașină mai ruginită, mai așa, fata mai urâtă. Te duci într-un cartier, din păcate, mai la ferie, fatele mai... O nedreptate groaznică, dar în fine. Tot timpul fetele mai frumoase, avantajate de când se nasc. Și asta stăteam în P5. Și mergem noi în P5, eu cu tucă, mă duc personal și noi eram vârfurile de lance ale vânzătorilor, adică eram mai experți în a reprezenta marfa. Să notați acolo cum am vândut primele ziare Curierul Național în decembrie 1990, ce manipulare am putut să facem atunci și ce texte aveam, ce slogan aveam ca să vindem ziarele. Tot pe la Piața Universității le vindeam, în stația aceea unde se vând cărți astăzi, unde veneau multe troleibuze, multe autobuze. Așa, și ați mers în P5-P6? Am mers în P5-P6 cu cafeaua asta în pungă. Acum noi gândindu-ne, dom'le, am luat-o cu 800. Hai să nu ne locomim, hai să o vindem repede, ea are dezavantaje că nu e coaptă, nu e prăjită. Hai, dom'le, să o vindem la un 1200-1300 cel mult. Adică ne-am gândit noi să cerem 1300 pe ea și la negociere o să zică, e verde, nu miroase bine, să luăm 1200. Dom'le, 400 de lei la kilogram era fabulos. Repet, prețul cafelei în regie era undeva la 1400. Prețul mediu era o bursă a fiecarei zile, 1400, cafeaua aia bună. Adică aia prăjită, frumoasă, care mirosea cum trebuie. Deci aveam prețul, aveam tot stabilit, zi și făcut. Și batem la prima oși, la parter. Batem acolo, iese fată. Ce faceți, domnișoară? Scuzați-ne de dragi, cum vă numiți? Mirabela. Bună, Mirabela, ce faci? În ce an ești? Anul întâi. Da. Ai examen mâine? Nu, nu am examen. Învățai? Nu. Trebuia puțin o introducere, că nu puteai așa din prima să... Dacă începeai, îți vând cafea, erai suspect, puteai să fii de la miliție, încerci pe aia dacă cumpără sau nu. Și aveam acest dialog. Și noi întrebam, auziți, domnișoara Mirabela, între timp, ea mai era în cameră și cu altele, alea veneau și ele la ușă. Și fiecare, eu aveam discursul ăsta, atunci tu că își alegea și el o altă victimă și începea și el un dialog în paralel cu altă sfat. Și noi spuneam, finalul era, al negocierii era, dați și voi o cafea? Și ele spuneau, nu avem cafea. Logic, nu prea era cafea. Asta trebuia să spun, că dacă aveau cafea, oricum nu mai cumpăreau. Nu avem cafea. Și atunci îmi spuneam, avem noi cafea. Și atunci scoteam de sub bluză punga cu cafea. Asta e cafeaua. Și el urmă să zică, wow, dar câtă cafea aveți? Da, păi o linguriță pentru voi, ca să bem acum o cafeluță, că stăm de vorbă să ne cunoaștem mai bine, și restul, dacă cumva vă interesează și vă place, adică degustăm cum se dă la piață, brânza puțin, un colț de brânză, nu puteai să dai produsele astea alimentare fără degustare. Asta nu mai era tricou, nu era fular, nu era. O linguriță pentru voi și restul de pungă are un kilogram, aiurea avea vreo 900 de grame, înșelam puțin și la cântare. Restul de un kilogram, dacă e să cumpărați. Ah. Păi nu, că noi cumpărăm, că noi... Să vedeți străinătatea avute. Noi cumpărăm. Cât costă?
Și noi, 1200. 1200? La revedere. Buf, și ne-a închis ușa. Bă, ce s-a întâmplat? M-am căzut acolo pe trepte, stăteam cu tucă de vârf. Unde dracu am greșit, bă? Băi, bă, cred că ai greșit că le-ai zis că o să bem o cafeluță. Le ar fi zis că vrem să intrăm acolo, să le violăm, să asta. Bă, am greșit undeva. Băi, hai mă să nu mai repetăm greșeala. Hai mă peste drum, pe coridor, la camera următoare. Cioc, cioc, cioc. Răspunde Cristina. O, Cristina, domnișoara Cristina, ce frumoasă sunteți. Ce faceți cu tare? Aveți examen? N-avem. Cu tare? Bem și noi o cafea? N-avem cafea. A, n-aveți cafea? Avem noi cafea. Uite cafeaua. Cu tare. O linguriță, dacă e... Da. Cât costă? Prin să cumpărăm. 1200. Buf, am închis ușa. A, deci e ceva aici în neregulă. Păi. Am făcut eșantion reprezentativ, deja două cazuri, trebuie să schimbăm total strategia. Tucă, mult mai deștept decât mine, că de-aia a ajuns mare, vedeți, șef de ziar la Voiculescu, zice, băi, cred că greșim cu prețul, bă. Bă, unde mă greșim cu prețul? Crezi că e prea mult? Da, cred că e prea mult. O, mergem la camera următoare, să nu vă mai plictisesc. Domnule, cafea de vânzare, prețul 1100. 1100 e verde, nu știu, dar sub 1400? A, nu ne interesează. Nu, e mucegăită, nu? Nu, domnule, că să fie mucegăită. Acum e adusă din port. E din Cuba, Havana, scria pe ea. Păsaci, scria oricum, Cuba, Cuba, nu știu ce. Mă uitați să vă spun asta, era cafea de la mama ei. Domnule, cafea cubaneză, cum să spuneți că e mucegăită? Are un defect. Ce defect să aibă? Și atunci noi aflam misterul eșecului nostru. Era de 1400, nu? Și zice, păi, de ce o dați așa ieftină? Ați furat-o. E cum să furăm noi, Doamne ferește, cum să furăm, e cafea adevărat. Nu, 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 la revedere, nu, nu, nu mă interesează. Și zic, bă, boule, bă, tu că, bă, bă, am zis că ești tu mai deștept decât mine, bă, ce prost suntem, mă. Bă, hai mă să facem cu prețul ăsta ceva. Bă, hai să o dăm cu 1400 atunci și să o dăm cu prețul pieței. Bă, dar nu e coaptă, nu e normal. Dacă ai 1400, asta e verde. Nu, bă, nu, tu nu vezi că ăștia zic că nu știu. Bă, zic, ia să trecem noi în partea altă. Ia să zicem 1500, mai ales că e verde. Și dacă e verde, e 1500. Și omul și-o poate coace cum vrea el și când vrea el mai ales. E, și batem noi la ușa următoare tot în P5. Cu tare, domnișoară, n-am mai trecut și peste poezie, peste tot. Domnișoară, avem cafea cubaneză de ultimă oră, adusă acum 3 ore în Portul Constanța. Prețul e foarte mare, dar se merită, fiindcă e verde. Și puteți să vă prăjiți când vreți voi și cum vreți. Până atunci se păstrează asta verde și o prăjiți când vreți, o duceți unde vreți. Da? Cât costă? V-am spus că e cam scumpă. Cât costă? 1500. Dați-mi coace. Cât aveți? 1 kg. Vreau 10 kg. Oh, de ce nu spuneți, mă, așa? Și am ajuns cu prețul la ea, bă, zic, să nu sărim calul parte. Și am dat-o cu 1800 cafeaua. Se smulgea din mâini la 1800. Nu mai stătea nimeni. Ce să mai... Dom'le, la 1100 nu vă închipuiți că nu vindeam nimic? Până în ziua de astăzi încercam să o vând și nu dădeam. Și la 1800 am dat tot. Am rupt la 1800. Știți cum? Mergeam cu... Ăla trăgea sacul după noi și nu mai pregădeam să turnăm în pungi. Să turnăm pungi cât de cât un kilogram. Erau cântare de alea cu cârlig, ne mai știți? Da, se da. Băga cârligul așa în pungă. Când vă dați seama ce aproximație avea cântarul ăla. Și făceam. Dar se rupea punga ăia, se împingeau. Dă-mi și mie, dar la mine nu mai ajunge. Dar cu tare. Așa am dat cafea. Și asta e cafeaua asta de proastă, că la da, 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 1800. Din păcate n-am mai avut. Pe urmă ne-am dus. Bă, mai a mai venit, mă, cafea. N-am mai venit, domn. Acum ne apropiam de 89. Păi asta spun la rațiu, acum negocierea. Fică eu se pare, vedeți?